Aproape 100 de persoane cu funcții de răspundere din domeniul sănătății au comis acte de corupție în ultimii 2 ani, arată un raport al Centrului Național Anticorupție. Potrivit acestuia, printre dosarele de rezonanță, figurează și cel al licitațiilor trucate, în care sunt cercetați peste 30 de funcționari din domeniul sănătății, scrie Sănătate Info. În cadrul investigațiilor efectuate s-a constatat că ex-ministrul sănătății, în complicitate cu șeful adjunct al Agenției Achiziții Publice, precum și șefii instituțiilor medico-sanitare publice din țară, conducătorii din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Departamentului instituțiilor penitenciare, prin depășirea atribuțiilor de serviciu și corupere, a organizat și implementat o schemă de fraudare a 20 de licitații publice de achiziționare a echipamentelor medicale și consumabilelor în valoare de peste 150 de milioane de lei, prin includerea în caietele de sarcini a caracteristicilor tehnice a utilajelor reprezentate de un agent economic concret, fapte soldate cu eschivări de la achitarea taxelor vamale și de lapidări în proporții deosebit de mari, se precizează în raportul CNA. În perioada 2014-2015, CNA împreună cu procurorii au transmis în instanță 528 de dosare penale în care figurează 664 de persoane. Dintre acestea, 9% vizează domeniul sănătății. În cifre ar fi vorba de puțin peste 70 de persoane.